Bună ziua și bun găsit, o nouă emisiune în fața ta. Invitatul de astăzi este Cristi Pitulice, e expert în turism, lucrează de mulți ani în industria turismului. Mulțumesc că ați venit astăzi. Florin Negruțiu, ca de fiecare dată, alături de mine. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Pitulice, mulțumesc pentru invitație. Sigur, avem război, incertitudine maximă, nici economia nu e în cea mai bună perioadă istorică, ba dimpotrivă. Așadar, mulți dintre români au mai puțin bani. Asta nu înseamnă însă că sunt și dispuși să renunțe la turism, la vacanțe. Vreau să vorbim în ediția de astăzi și despre ce oferte au, intern, extern, dar înainte de a merge acolo, în concretețe, v-aș întreba un lucru, pentru că vă uitați la industrie cu atenție. După ce a început războiul în Ucraina, ce s-a întâmplat în industria turismului? Nu mare lucru. La noi nu s-a întâmplat mare lucru, ceea ce este și firesc. Pentru că avem două crize, sau mai bine zis, tocmai am încheiat o criză care a fost total diferită de criza pe care o traversăm în acest moment. Noi am avut o pandemie globală care ne-a restrâns dreptul de circulație la nivel mondial. Iar acum avem o criză locală care ne restrânge dreptul la circulație la nivel local. Practic, după ce pandemia s-a încheiat, noi în momentul acesta putem zbura aproape către orice destinație din lume. Mai puțin criza locală, Ucraina și Rusia și câteva state care în continuare au restricții. Dar noi, din punct de vedere al circulației turistice, am revenit oarecum la nivelul anului 2019. Ăsta este un aspect foarte important care diferențiază ceea ce există în realitate și ceea ce ne închipuim noi că există. Tocmai de asta, în momentul de față, circulația turistică la nivel internațional se apropie de nivelul anului 2019, iar asta se întâmplă inclusiv cu turiștii din România. Prețurile în ce an ar fi? Au crescut de când, spre exemplu, pe turism intern, din cauza inflației, din cauza creșterii prețului energiei, a gazelor? Tarifele în serviciile turistice, cel puțin în România, au crescut la o medie de creștere, sau mai bine zis 2019 comparativ cu 2022, de aproximativ 20-25%. Iar asta s-a întâmplat din cauza trei factori. În primul rând, cererea turistică foarte mare, iar noi aici avem o problemă structurală foarte gravă. După aceea am avut scumpirea utilităților și trebuie să știm că atât în sezonul de vară cât și în cel de iarnă, industria turismului consumă foarte multe utilități. Foarte multe. Și asta se reflectă direct în preț și după aceea mai este, bineînțeles, rata inflației care, iată, a ajuns la 10%, iar tarifele, 90% dintre tarifele pe care noi le avem în momentul de față în industria turismului, sunt hiperdinamice. Nu ne mai așteptăm la diferență tarifare de la o lună la alta, ci ne așteptăm la diferență tarifare de la o zi la alta. Concret, dacă intrăm acum pe un sistem de rezervări la un hotel și vedem 100 de euro camera, fain, foarte bine. Dacă intrăm în dimineață, s-ar putea să o vedem la 120 de euro. De ce? Pentru că software-ul din spate permite aceste super actualizări. Și atunci noi trebuie să fim destul de dibaci în momentul în care ne facem rezervările. Pe de altă parte, sunt agențiile de turism care, spre norocul nostru al clienților, au tarife contractate pe un orizont lung de timp, pe câteva luni de zile. Și în momentul de față, dacă noi vrem să cumpărăm un pachet de servicii, foarte bine. Dacă mai așteptăm un pic, o săptămână, două, cam la același tarif îl vom găsi. Dar prețurile una peste alta au crescut în toată industria, la noi cu 20-25%, la nivel european undeva cu 10-15%, dar sunt și destinații în care tarifele nu au crescut foarte mult. Dacă vreau să plec în Grecia în vara asta, este bine să aleg pachetul eu pe cont propriu, cazare și transport, sau să apelez la o agenție de turism? Cum voi ieși mai ieftin? Pe același hotel, aceeași variantă de transport, adică avion, cazare. Este greu de spus. Trebuie comparate în primul rând. Și avem aceste unelte la îndemână să comparăm piața liberă cu piața organizată. Grecia întotdeauna a fost o destinație foarte populară între români, iar agențiile de turism sunt foarte bine structurate aici. În Grecia contează foarte mult unde vrem să ne ducem. Vrem să ne ducem în Creta,
sau vrem să ne ducem în Halkidiki sau în Tasos. Dacă vrem să ne ducem în Tasos, foarte fain, urcăm în mașină în 7 ore, suntem în Kavala, la feribot. Dacă vrem să ne ducem în Creta, e bine, atunci va trebui să avem un zbor cu escală la Atena, pentru că pe direct nu avem. Decât chartere. Decât charter, iar charterele aparțin agențiilor de turism. Ca urmare, dacă vrem să plecăm în Rodos, în Creta, în Santorini, este bine să ne ducem către o agenție de turism. Dacă vrem să ne ducem în zone mai apropiate, Skopelos, Chiatos, Tasos, zona continentală a Greciei, atunci avem de ales. De ce? Pentru că pe aceste zone chartere nu sunt foarte populare, cererea este foarte mică pentru ele și nu cred că va trebui să ajungem să ne ducem cu autocarul până în Tasos. Nu. V-am prins aici, dați-ne un pont pentru Grecia. Un loc neturistic, foarte frumos, neaglomerat și relativ ieftin. Insula Samotrachi, de exemplu. Dar în Grecia, în momentul de față, nu mai sunt locuri neturistice sau prea puțin turistice. Nu, Grecia este uniformizată în acest moment, de la cea mai mică insulă locuibilă până în centrul Atenei, fără absolut nicio diferențiere majoră. Dacă vrem să ne ducem într-o zonă în care sunt mai puțin turiști pe metru pătrat, dacă la asta ne referim, evident că putem alege insule precum Evia sau Corfu, unde densitatea turistică este mai mică. Dar o insulă nebătută sau prea puțin turistică, în momentul de față, din păcate, în bazinul Mediteranei, nu mai există. Care e locul dumneavoastră preferat? Din Grecia? Uh-huh. Sau eu mă duc cu plăcere în Schiato și Skopelos, astea două insulițe. Sunt la o distanță relativ acceptabilă de mers cu mașina, avem 9 ore, 10 ore până acolo, iar insulele sunt suficient de variate din punct de vedere al peisajului, astfel încât să ai... Exact, astea sunt verzi și sunt... Ați pomenit o insulă care e mai puțin cunoscută turiștilor români, da. Samotrachi. Da, este o insulă în nordul Greciei, un pic dincolo de Tasos, ca să zic așa, o insulă micuță, și a devenit din ce în ce mai populară pe niște nișe din astea, nu neapărat de buget, pentru că acolo nu avem facilități foarte mari, nu avem hoteluri de 4 stele, de 5 stele, cu spa-uri, cu piscine, cu avem pur și simplu plaja, așa cum a fost ea lăsată de la natură, câteva taverne foarte frumoase pe Marul Apei și cam atât. Dar vedeți, asta este o situație în care noi de regulă ne ferim în a populariza aceste zone. Din simplu motiv că în momentul... Vine lumea. Exact. Și ne strică locul. Exact. Și atunci spunem, da, este o insulă bună acolo, dar vedeți că, haideți că vă spunem noi în privat, dar să nu mai spuneți mai departe. Aici avem o situație pe care, din păcate, România a experimentat-o foarte mult. Hiperpopularizarea unor destinații turistice mărunte, micuțe. Avem, de exemplu, un sat pe care îl cunoaștem cu toții, Viscri, care a fost în pragul colapsului turistic. Avem Inelețul, care a avut un vârf în 2018, care efectiv a distrus acea localitate. Și mai sunt câteva în țară. Tocmai de asta, în momentul în care noi alegem să ne ducem către o destinație, trebuie să fim foarte atenți să ne calibrăm așteptările pe infrastructura turistică pe care o găsim la fața locului. Spuneți-mi, războiul din Ucraina practic schimbă puțin peisajul turismului la nivel mondial, în sensul că o categorie de turiști va deveni mai redusă sau va dispărea. Turistul rus. Profilul turistului rus. Noi avem niște presupuneri, niște mituri despre turiștii ruși. Vor mai fi? Nu se va schimba foarte mult. Vedeți, Rusia este o țară care ea s-a bazat întotdeauna pe circulația turistică internă, preponderent. Să știți că marea majoritate a rușilor circulă în interiorul Rusiei. Da, dar sunt și unii care... Dar sunt și unii. Merg în stațiunile de schi, în Grecia, da. În Turcia, mai foarte ales. Mulți. Da, dar iată că... Cheltuiesc mult. Zilele acestea s-a pus problema înființării unei linii aeriene care ține de Aeroflot, specială pentru chartere pe Turcia. De ce? Pentru că în momentul de față în Turcia pot ajunge turiști ruși, nu există aceste sancțiuni
așa de aspre, pe de o parte, iar pe de altă parte era destinația principală de vară a rușilor. Grecia era pe locul 3, cumva, mm-hmm. pentru că a doua destinație este Goa, din India. Aici, Rusia este o piață atipică. De ce? Pentru că este la mare distanță de orice. Și în momentul în care tu faci un charter de la St. Petersburg la, în India sau de la St. Petersburg în Turcia, diferența este de vreo oră de zbor în plus în minus față de la 4. Nu contează foarte mult. Exact așa este și acea situație legată de Spania sau Italia. Ba, sunt la foarte mare depărtare oamenii ăștia de destinațiile turistice însorite. Unul la mână. Doi la mână, un alt aspect foarte important este dat de costuri. A pleca din Rusia către o destinație turistică nu este ca la noi. Este mult mai scump. Acolo ai nevoie preponderent de o pregătire în avans a tot ceea ce înseamnă plecare. Noi, dacă vrem să ne ducem în Grecia, foarte bine, ne-am urcat în mașină, ne-am pus cartea de identitate în buzunar și am plecat. Oamenii au nevoie de vize, au nevoie de formulare, au nevoie de bani pentru aceste bilete de avion destul de scumpuțe. Și atunci, în momentul în care turistul rus spune, da, eu dau echivalentul a 4.000 de euro pe un sejur în Turcia, de ce să nu dau 5.000 de euro pe un sejur în India? De exemplu, filozofia rușilor este un pic diferită și tocmai de asta noi ca țară nu am fost niciodată o destinație pentru Rusia sau Italia sau Spania. Într-adevăr, sunt turiști care circulă, dar nu atât de mulți cum ne închipuim noi. Odată cu începerea războiului, mulți români au descoperit și geografia Ucrainei. Și-au dat seama că au niște porturi frumoase și orașe maritime, senzaționale, sigur. Acum acolo e tragedie, dar la un moment dat probabil vor fi reconstruite. Odessa, care e destul de aproape de noi, ați călătorit în Ucraina? Cum arăta Ucraina înainte de începutul războiului? Haideți să discutăm și despre asta după o scurtă pauză. Ne întoarcem așadar, imediat. Ne-am întors. Expertul în turism, Cristi Pitulice, este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre Ucraina și despre faptul că românii nu vedeau Ucraina ca o destinație turistică înainte de începerea războiului. Sigur, acum mulți dintre noi am început să descoperim în realitate Ucraina. E tragedie, război acolo, dar la un moment dat va fi și vor reconstrui ucrainenii care luptă acum atât de dârs pentru țara lor, vor dori să-și o refacă. Ați fost în Ucraina înainte de război? Da, am fost și în Ucraina, și în sudul Rusiei, și în Crimea anexată. Sudul Ucrainei nu a fost niciodată o destinație populară în România. Ea a fost o destinație, Odessa mai ales, o destinație romantică pentru românii. Cernăuțiul a fost o destinație de turism cultural, mai degrabă pentru o categorie de români. În schimb, pentru Republica Moldova, Odessa a fost o destinație foarte populară. Cei mai mulți moldoveni ajungeau la mare, la Odessa. Iar Odessa are una dintre cele mai lungi plaje de la Marea Neagră. Plaja continuă de la Odessa, care trece de limanul Nistrului și se continuă spre Zatoca, are vreo 80 de kilometri lungime. Este ceva. Noi nu eram foarte interesați de această destinație pentru că aveam mamaia noastră și după aceea când s-a deschis litoralul bulgăresc, ambele țări fiind Uniunea Europeană, nici măcar nu trebuia să ne mai obosim să luăm, să avem pașaportul la noi ca să ne ducem la mare. Ca destinație culturală, Ucraina este destul de, pe de o parte, rarefiată și pe de altă parte concentrată. 60% dintre obiectivele istorice ale acestei țări sunt concentrate într-un singur oraș, în Lviv. Iar 20% dintre ele, așa, sunt în Kiev. Restul sunt răsfirate peste tot prin Ucraina. Asta nu înseamnă că orașele nu sunt interesante sau chiar frumoase. Au o arhitectură aparte, au un specific local, dar noi nu am fost deosebit de interesați de această zonă pentru că și noi și ei, scăpați din comunism fiind, ne-am orientat către vest.
Acum ne-am orientat către est, dar un pic prea târziu. Va trebui să reținem această destinație și după aceea, după ce acest război se va încheia și, așa cum am spus, reconstrucția va fi finalizată, să ne ducem și către orașele din nordul Mării Negre. Iar aici am să vorbesc un pic, două fraze despre Crimeea, care din punctul meu de vedere este cea mai frumoasă destinație de la Marea Neagră. Din păcate pentru noi a fost întotdeauna destul de greu de ajuns acolo. Pe de o parte, cât a fost în Ucraina, era o destinație neinteresantă, iar pe de altă parte, când a ajuns în Federația Rusă, a fost o destinație greu de atins. Ca să ajungi în Crimeea, în momentul de față, sau nu în momentul de față, ci înainte de război, trebuia să ajungi cu un avion la Rostov pe Don sau la Krasnodar, iar de acolo să închiriezi o mașină, pentru că zborul de la Moscova la Simferopol era păzit de FSB. Și tu trebuia să dai niște explicații de ce ajungi acolo. Bun, pare să fie în momentul ăsta să vorbim despre turism în Ucraina sau în Crimeea, însă cred că mulți români se gândesc dacă să meargă sau nu în vara asta pe litoralul românesc al Mării Negre, cu toate navele astea rusești prin Marea Neagră, cu mine care plutesc. Cât de sigur este să te duci la mare, la noi, anul ăsta și, nu știu, să nu te duci la greci sau poate la bulgari, deși e tot Marea Neagră. Da. Dar sunt puțin mai departe. E adevărat. Noi, vedeți aici, apropo de situația României turistică vis-a-vis de războiul din Ucraina, noi trebuie într-un paradox. Pe de o parte, la începutul războiului am avut un val masiv de anulări în ceea ce privește vacanța de primăvară, cel puțin în Bucovina și în Maramureș, dar în momentul de față, Delta Dunării este mai bine rezervată decât în 2019. Serios? Da. Și cum vă explicați lucrul ăsta? Nu le explicăm. Nu există o explicație. Că totuși Sfântul Gheorghe este mai aproape de Mariupol decât Sighetul Marmației. Este foarte adevărat. Dar ne scapă ceva în ceea ce privește percepția noastră geografia. La nivel... Ne scapă geografia. Foarte posibil. În ceea ce privește litoralul românesc, este bine rezervat în momentul de față. Noi probabil că ne-am speriat mai degrabă de valurile de refugiați decât de situația concretă. În momentul de față, noi nu avem foarte multe anulări pe litoralul românesc, iar rezervările care se fac în fiecare zi, oricum sunt peste ceea ce am avut în 2021 și ceea ce am avut în 2020. Dacă nu se va întâmpla ceva spectaculos în România sau în apropierea noastră, vom avea un an, un sezon turistic destul de bun, cu destul de multe rezervări pe litoralul românesc, în ciuda faptului că, așa cum am spus, tarifele au crescut. Te rog, Florin. Vă place la mare, la noi? Nu aș spune că în mod neapărat. Este marea noastră, este... În afară de faptul că e a noastră, ce nu vă place? Din punct de vedere al celui care lucrează în turism de 15-16 ani, văd aceeași problemă structurală a litoralului românesc. Noi avem un litoral foarte scurt și foarte înghesuit. Să știți că mai sunt state cu litoral foarte, care au litoral, zonă de litoral foarte înghesuită, dar nu putem compara Singapore cu România. Problema noastră datează din anii 90 și ea nu va fi scoasă, nu va fi remediată în perioada următoare. Sunt acele hoteluri care sunt construite preponderent, nu neapărat fără autorizație, dar fără nicio noimă. Avem acea înghesuială absolut îngrozitoare de la Mamaia, iar această înghesuială îngrozitoare generează o frustrare îngrozitoare. Problema este următoarea. Generații de români vin în continuare în această frustrare. De ce? Pentru că este cea mai la îndemână. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi mai avem în ultimii ani și un alt dezavantaj pe care toată lumea l-a prezentat ca fiind un mare avantaj. Voucherul de vacanță. În momentul în care noi avem familie de doi bugetari, 1450 de lei ori 2, iată, aproape 3000 de lei, care înseamnă 600 de euro, mai punem încă 400 și ne ducem în... Voucherul de vacanță nu este gândit de către cel care îl posedă, îl primește, ca fiind o sumă de bani, ci ca fiind un tichet de care trebuie să scape. Exact. Și atunci asta forțează creșterea prețurilor? Exact.
Asta forțează creșterea prețurilor. Dar nu o cerere de creștere a calității. Neamă. Nu are nicio legătură, din păcate, una cu alta. Tocmai de asta eu am spus întotdeauna că existența acestor voucher de vacanță pentru turismul românesc pe orizont mediu și lung de timp reprezintă un măr otrăvit. De ce? Pentru că frânează investițiile reale în turism. Noi avem 1,2 milioane de bugetari care primesc fiecare câte 1.400 de lei. Asta înseamnă, grosomodo, 1,7 miliarde de lei pe care statul îi pompează în turismul intern sub formă de subvenție. În fiecare an, hotelierii primesc 1,7 miliarde de lei de la statul român, fără să facă nimic. Fie că ne place, fie că nu ne place, românii vor cheltui acei bani în România. Dar ar putea fi luat o măsură, de pildă, ca aceste vouchere de vacanță să fie folosite în sezonul neturistic pentru a prelungi, așa cum spuneți și dumneavoastră, avem un sezon scurt pe litoral. Dacă statul îți dă niște vouchere de vacanță, obligă-l pe posesor să meargă în octombrie. Ar putea fi asta o soluție? A fost la un moment dat propusă. Sigur, acum o să ne sară toată lumea în cap acum. În octombrie să te duci tu, negruțiule, la mare. Da. Iată că sfârșitul de septembrie al anului trecut a fost destul de bun pentru litoral, deci să nu fim chiar așa de pesimiști. Ideea este următoarea. Au fost câteva propuneri în anii trecuți de a reglementa un pic mai bine aceste vouchere de vacanță. De ce? Pentru că luna august toată lumea are vacanță. Și vouchere. Și vouchere. Și atunci cererea pe servicii turistice este foarte mare și creează o creștere artificială a prețurilor. Cât de mare este această creștere artificială a prețurilor, ca în jumătate din valoarea voucherilor de cazare pe litoralul românesc. Uh-huh. Adică, dacă noi înainte de vouchere aveam 1000 de lei, să zicem, o unitate, în momentul de față avem undeva la 1200-1300 de lei. Este fix o fracție din acele vouchere de cazare, pentru că asta înseamnă o presiune foarte mare. Pe restul României presiunea este uniformizată și tocmai de asta s-a pus problema. Dom'le, nu ne ajută foarte mult să avem voucherele de cazare doar în extra sezon, pentru că ele ajută turismul balnear, ajută turismul montan, este foarte în regulă. Dar face un mare de serviciu turismului de litoral. Și atunci, în momentul ăsta, nu avem cum să folosim o dublă măsură. Ca urmare, suntem prinși în această situație de a folosi voucherele de turism tot timpul anului. Mai mult de atât, am avut și o problemă legată de pandemie, pentru că oamenii au fost prinși înainte cu niște vouchere neconsumate, iar ele au fost prelungite. Trebuia să scape de ele cumva. Mai este o problemă pe litoralul românesc, nefiscalizarea. Este marea problemă? Este principala problemă? Este cea mai mare problemă pe care noi o avem în Horeca. Adică băieții cu cheile de la marginea drumului, cum intri, cum treci de autostradă, încep să apară pe marginea drumului niște domni care zângăne niște chei. Sau celebra și lunga coadă de la intrare în Costinești cu pancartele cazare. Uh-huh. Este fix același lucru. Gândiți-vă că în 2021, cel puțin în vama veche conform ANAF-ului, s-au înregistrat vânzări sau cifre de afaceri la nivelul stațiunii de 12 milioane de lei. Ridicol. Ridicol. În momentul de față avem situații atât pe litoral cât și în zona montană, dar mai ales pe litoral, în care în sezonul de vârf evaziunea fiscală ajunge undeva la 80% pe o lună de zile. Iar aici vorbim de întreg lanțul Horeca, nu numai de cazare. Vorbim și de restaurante, vorbim și de cetățenii aceia care vând diverse lucruri pe plajă, de la, nu știu, colaj de conflabil și rățuști și așa mai departe. Avem un întreg lanț al evaziunii. Iar aici, pe noi, asta ne doare din toate punctele de vedere. În primul rând, vorbim de o concurență neloială. În al doilea rând, vorbim de o lipsă de eficiență a statisticilor. La noi, în turism, la nivel macro, nu ne putem face prognoze reale, pentru că habar n-avem pe ce să ne bazăm. În mod oficial, în 2021, industria turismului din România a generat undeva la 1 miliard de lei. Ăștia au fost banii fiscalizați. În realitate, a generat aproape 1,7 miliarde de lei. Diferența fiind nefiscalizată. Gândiți-vă, noi am avut întotdeauna problema cu nefiscalizarea țigărilor, care într-adevăr a fost foarte gravă, iar statul a muncit un pic și cred că a reglementat-o. La noi, această nefiscalizare în turism sau această fentare a fiscalizării în Horeca, în general, este endemică și este de foarte mulți ani.
România pierde foarte mulți bani pe acest principiu. Una dintre problemele mari pe care industria le are este că nu există o autoritate eficientă de control în domeniu. Și atunci, în momentul în care trimiți ANAF-ul în sezonul estival, suntem deja ca în filmele cu Brigada Diverse, iar oamenii ce să facă mai mult, cât să facă, cât să verifice acolo, câte amenzi să dea. Pe de o parte, pe de altă parte, gândiți-vă că o amendă aplicată unui club din Mamaia este o mică glumă proastă pe care o face ANAF la adresa proprietarului. O jumătate de noapte de club a achitat de vreo două ori amenda respectivă. Nu. Și atunci care este soluția? Că problema este endemică, o vedem cu ochiul liber, nu trebuie să fim specialiști. Ne dăm seama că acolo sunt mulți bani negri pe litoral. Și o să vă rog să vorbim despre lucrurile astea după o scurtă pauză. Ne întoarcem și îi răspundeți lui Florin. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Expertul în turism, Cristi Pitulice, este invitatul zilei de astăzi. Vă întreba înainte de pauză, Florin, care este soluția pentru a combate cumva evaziunea fiscală din Horeca? Ne spuneți dumneavoastră niște cifre astronomice acolo. Da, sunt niște cifre care reflectă realitatea. Asta este adevărul, dar noi avem, industria turismului este considerată a fi o industrie periferică în România, nu avem prea multă aplecare către industria asta și considerăm că nu afectează foarte mult tabloul generic. Industria asta este, de fapt, portdrapelul nostru în materie de imagine. Și tocmai de asta va trebui să avem foarte multă grijă de ea. Iar noi, în materie de imagine, suntem foarte în urmă. Acum, ca să revenim la situație, să știți că în ultimii ani statul român a făcut niște eforturi în a ajuta industria. Avem un TVA de 5% pe aproape întreg lanțul de servicii. Am avut facilități fiscale. În perioada pandemiei, statul a dat bani serioși industriei. Am avut programe de la Kurzarbeit, la șomaș tehnic și așa mai departe. Într-un fel sau altul, statul român a avut grijă ca acest sector să treacă cu bine pandemia. Dar sectorul fiscalizat, cel nefiscalizat, n-a avut de unde. Și atunci, cel ce nefiscalizat trebuie să își revine și el cumva, să ajungă la nivelul celui fiscalizat. La noi problema este dată în general de această discordanță între cadrul legislativ și situația de fapt. Să știți că în momentul de față turismul românesc în continuare, o mare parte din el se ghidează după legi date acum 20-25 de ani. Avem legi și reglementări în materie de hotelărie care sunt mai vechi de 15 ani. În domeniul turismului, în momentul când ne gândim să facem niște reguli, nu trebuie să ne gândim la 2023. Trebuie să ne gândim la 2024-2025, pentru că abia atunci vor funcționa ele eficient. Dar noi, în momentul de față, am avut prin 2007 un master plan. Acum avem, din nou, ceva foarte sfărăitor. Avem 400 de milioane de euro alocați prin PNRR, dar Dumnezeu știe unde se vor duce banii ăia. Mă rog, avem niște programe un pic haslii, care au fost făcute foarte repede, dar în momentul de față cadrul legislativ este principala frână a dezvoltării turismului și totodată o lipsă riguroasă de control a autorităților în ceea ce privește domeniul. Uitați, mai e un lucru, o chestiune pe care o constată turistul român atunci când merge cel puțin pe litoral, la mare, da, în sezon, și anume calitatea serviciilor. Niciodată nu au strălucit. Pandemia, sigur că a lovit și mai rău, pentru că au plecat oameni care cât de cât mai erau calificați. Anul ăsta, care ar trebui să fie așteptările turistului care merge la mare? Aici ați punctat foarte bine. Una dintre problemele structurale ale turismului în anul 2022 este lipsa de forță calificată. În momentul de față se estimează că industria Horeca ar avea un deficit de 150.000 de lucrători. Noi nu avem unde să-i scoatem. Și ca lucrurile să funcționeze cât de cât, hotelurile să fie deschise, va trebui să lungim cât putem. Adică să găsim și o cameristă mai puțin
eficientă, să o aducem cea care este eficientă, să o eficientizăm și mai mult, iar aceste lucruri se vor vedea în satisfacția pe care noi o, sau mai bine zis, în satisfacția pe care noi o vom experimenta la fața locului. Asta este una dintre problemele majore pe care le avem în momentul de față. O soluție ar fi să aducem forță de muncă din altă parte? S-a discutat. Asta există deja, programe există de câțiva ani, de vreo 3 ani, forță de muncă care vine mai ales din Asia și deja este destul de bine integrată. Să știți că la Herculane există câteva hoteluri care folosesc forță de muncă din Nepal sau din Sri Lanka. Pe litoralul românesc începe să se integreze din ce în ce mai bine și această forță de muncă, dar asta nu este, este doar o soluție de avarie. Nu ne putem aștepta la această soluție, ca această soluție să funcționeze de aici înainte mult și bine. Soluția trebuie să vină tot din interior. Asta înseamnă eficientizarea noastră și creșterea noastră în ceea ce privește performanța. Noi avem o lipsă cronică de investiții, pe de o parte, și pe de altă parte o lipsă cronică de viziune. Întotdeauna noi comparăm litoralul românesc cu litoralul bulgăresc. Să știți că sunt două povești total diferite. Criza din 2007 pe care a traversat-o Bulgaria, acel faliment aproape național, i-a făcut un foarte mare bine, pentru că atunci Bulgaria a vândut la pachet stațiunile de pe litoral. Au venit investitori din Germania, preponderent, care au băgat bani foarte mulți acolo. Și acum ei trag beneficiile cod la cod cu turiștii. Și tocmai de asta este o destinație ieftină, populară și de bună calitate. Noi nu vom avea niciodată capacitatea de a implementa un sistem all-inclusiv așa cum ne imaginăm noi, cum este cel din Turcia. Dar nu aici trebuie să ne raportăm noi. Noi trebuie, înainte de toate, să ne găsim un specific al pieței și să integrăm ceea ce noi deja avem. Noi de 20 de ani, cel puțin, alergăm după un vis care nu ne aparține. Avem un specific al pieței, aglomerație. Este foarte adevărat. Atâta timp cât noi vom reuși să gestionăm această aglomerație, să știți că sunt foarte multe orașe aglomerate, extraordinar de aglomerate în sezon. A fost la Barcelona, a fost în Toscana, a fost la Paris, sunt extraordinar de aglomerate, dar ele sunt și bine gestionate. Asta este diferența între noi și ceilalți. Ei au o aglomerație pe care o gestionează și din care scot bani, iar oamenii pleacă de acolo cu o impresie plăcută, iar noi avem o aglomerație punctuală pe un sezon foarte strâns, pe care nu avem nici cel mai mic habar cum să o gestionăm, iar oamenii pleacă frustrați. Asta este vorba de management. Mai spuneți-ne un lucru. 2022 cu siguranță este anul în care turiștii români or să înceapă să plece, să reînceapă să plece în străinătate, nu doar în Grecia, Spania, Italia, sunt alte destinații. Dacă ar fi să, din datele pe care le știți, care ar fi topul destinațiilor căutate pentru vara asta? Să știți că în materie de destinații, atâta timp cât noi avem o geografie locală stabilă, nu se va schimba nimic niciodată. Așadar, în fiecare an o să vă spun același top. Bulgaria, Grecia, Turcia. Astea sunt destinațiile favorite ale românilor. Dar pandemia ne-a mai învățat câteva lucruri în ceea ce privește managementul nostru ca turiști. Am învățat să prețuim mai bine banii și ne-am schimbat un pic și obiceiurile de consum. Înainte, până în 2019, noi eram obișnuiți să avem 2-3 city break-uri, o vacanță mai mare vara, una mai mică iarna. Eram destul de plecați în vacanțe, dar vacanțe mici, multe și ieftine. Ei bine, în pandemie, foarte mulți români au descoperit un lucru foarte important. De ce să pleci 20 de zile separat, când poți să pleci 20 de zile dintr-o lovitură? Unde? Într-o destinație exotică. Iar în 2020, 2021 și în 2022, cererea pe destinații exotice în România a crescut cum nu a crescut niciodată. Adică procentele sunt de 20%, 25%, 30% în fiecare an. Tocmai de asta, în ultimii ani, în plină pandemie, din România au plecat primele chartere pe destinații îndepărtate. Lucru care nu s-a întâmplat în 2019. Aceleași prețuri sau prețuri mai mari, nu? Prețuri mai mici. Prețuri mai mici? Mai mici.
Dacă au scăzut prețurile pe destinații exotice? Da, pentru că noi, ca agenții de turism, am devenit mai eficienți. Că ați putut să trimiteți chartere, nu? Exact. Deci prețul cu transportul s-a redus. Da, s-a redus. Noi am avut apoi capacitatea, pentru că am avut volume și predictibilitate, să negociez la destinație. Exact. Am văzut ce ați făcut în Zanzibar, zici că e plajă românească. Păi asta este și gluma cu Zanzibarul. Zanzibar, pământ românesc. Spuneți-mi, care a fost, sau mă rog, cea mai proastă experiență de turist? Ați avut-o în România sau în străinătate? Am avut-o în străinătate. Unde? În Rusia. În Rusia? Da. Ce v-au făcut, domnule, rușii? Am nimerit într-o destinație foarte plăcută, dar specificul lor era absolut total anapoda. Și am stat 3 zile într-un oraș undeva în zona centrală a Rusiei, în care am mâncat numai clătite. Blini. Mm-hmm. Da, cu zacuscă, cu zahăr dimineața, cu sos de roșii pe la prânz și ceai. Ce era bun, dar totuși la un moment dat știi, încerc să spun niște întrebări de ce ai atât de mult. Cea mai tare experiență de turist în România, unde ați avut-o? În Transilvania. Am avut cele mai tari experiențe. Iar Transilvania este și destinația mea favorită din toată lumea. Pentru că este o destinație cu un extraordinar potențial de creștere, cu un specific pe care noi nici măcar așa la nivel generic nu-l conștientizăm. Și aici au început să apară niște întreprinzători locali care chiar știu să facă turism. Vorbim de Mediaș, vorbim de Cinșor, vorbim de Apoș sau de Almavi. Aici te duci cu niște așteptări mărunte. Este Transilvania, nu are ce să se întâmple nimic rău sau nimic bun, dar odată ajuns la destinație simți nevoia să mai stai o noapte și încă o noapte și încă o noapte. Pentru că totul a început să se integreze la noi, a început să se omogenizeze. Avem oamenii, avem natura și avem această conexiune dintre localnici, natură și cei care vin. Ei bine, aici toată treaba este exact așa cum am început emisiunea, de a cât să popularizăm aceste destinații. Iar oamenii de acolo încep să spună, da, nu ne este cam suficient cu ceea ce avem. Spuneți și la alții ce este aici. Spuneți-mi, au început să vină investitori străini mici în turism în zonele astea mai ascunse? Cam 50%, dacă nu mai bine, din volumul investițiilor în aceste zone sunt ale străinilor. Aici avem o foarte mare diversitate. Avem britanici care investesc, avem germani, avem olandezi, avem americani. Vorbiți de oameni care au venit și au luat o proprietate, au refăcut-o, nu? Au renovat-o și o închiriază în timpul anului. Stau câteva săptămâni, nu? Nu neapărat. Sunt și genul acesta de investitori, dar sunt oameni care au venit cu un business plan foarte bine făcut de acolo și au zis, da, exact, România este o destinație care are un potențial foarte bun de creștere, are o rată a profitabilității printre cele mai mari, hai să facem un business, dar aici. Uh-huh. Și se trag unii pe alții? În momentul acesta, da. Sunt sate care sunt cumpărate în momentul ăsta de străini? Nu aș putea spune că sunt sate integral care sunt cumpărate de străini, dar sunt sate care deja au un specific. Sunt sate turistice pentru că cele mai multe case din acele sate sunt integrate în circuitul turistic. Fie aparțin unei singure persoane, fie sunt câteva persoane care au cumpărat mai multe proprietăți din satul respectiv și le-au integrat în turism. Aș folosi mai degrabă termenul au salvat niște locuințe decât a le fi cumpărat. Așa s-a întâmplat cu o mulțime deja, putem spune, de sate din zona Podișului Hârtibaciului sau din colinele Transilvaniei. Au fost reinventate de niște oameni care nu sunt români. Ultima pauză a discuției de astăzi. Ne întoarcem, doamnelor, domnilor, imediat.
Ne-am întors expertul în turism, Cristi Pitulice, este invitatul zilei de astăzi. Știți, întotdeauna dumneavoastră sunteți pus în poziția de a da sfaturi. Vi se cer destinații, lucruri. Dar haideți să vedem din exemplu personal. Anul ăsta, unde aveți planificat să călătoriți? Și de ce ați făcut acele alegeri? Anul acesta, știți, la mine, prin specificul muncii, călătoresc destul de mult și nu am o destinație anume. Sunt destinații pe care aș vrea să le vizitez și întotdeauna am un target, ca să zic așa. În fiecare an vreau să ajung în cel puțin două țări în care n-am mai fost. Și asta este o experiență plăcută întotdeauna. Anul acesta, una dintre destinații va fi Marea Britanie, nu că nu aș fi fost acolo, și Grecia. Celelalte sunt destinații de oportunitate. Adică, dacă găsesc un bilet de avion bun, o cazare bună, facem un pachet bun, plecăm. Deci este o metodă și asta, să cauți destinații de oportunitate, așa cum le numiți? Este o metodă foarte bună pe care eu, unul personal, și o recomand și o încurajez. Cum găsiți bilete de avion ieftine? În sfârșit, biletele de avion depinde foarte mult ce înțelegem prin ieftin. Ele trebuie să fie rezonabile ca tarif. Dacă noi să înțelegem acest rezonabil, trebuie să avem un ecart de comparație destul de lung. Am să vă dau un exemplu foarte scurt și să vă adresez o întrebare. Cât credeți că ar costa un bilet de avion din Europa până la Las Vegas? $500? Ok. În acea zonă, $500-800? Bun. Deci la $500, biletele nu au fost niciodată. Dar undeva la $800, $900, să știți că aveți, faceți o afacere bună. Domnul Pitulice, mai lăsați de la dumneavoastră. Noi am început de jos ca să avem ce negocia, nu? Da, bun. Atunci când am să-mi fac propria linie aeriană, sigur vom negocia mai mult. Biletele de avion și serviciile turistice costă atât cât te simți tu confortabil să dai. Asta este, de fapt, toată ideea circulației turistice în mod experimentat, al unui turist experimentat. O să vă dau un singur exemplu. Un bilet de avion către America de Sud poate costa $800 sau poate costa $3600. Evident. Ai dat $3600 pentru că te duci la business și te duci acolo odihnit și contează foarte mult cât costă timpul tău. Mulțumim mult pentru discuția de astăzi, vă mai așteptăm. Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!